Am ținut să mai filmez o porțiune pentru că aici este în zona aceasta, exact la colțul gardului, unde data trecută vă spuneam că e intrarea în pădure. De fapt, undeva în partea aia, dacă ne lasă soarele, să vedem. Traseul ăsta traversează oarecum un șanț. Acolo e un pericol pentru că șanțul este acoperit cu dale, dar nu peste tot, și atenție foarte mare pentru că este adânc și lat. O să facem o deplasare la viteză redusă pentru a mă opri unde începe zona periculoasă. Uneori pe aici este arat, așa că să nu vă luați repere prea importante în teren acum. Acesta este șanțul. Aici trece foarte aproape de drum, după cum se vede, după care cotim înspre calea ferată. Savrum un pic traseul ăsta, care aparent este destul de drept, dar dă ceva la... și ne pregătim să traversăm. Putem să mergem o dată pe aici și o dată pe porțiunea cunoscută peste calea ferată. Ne mai mergând de mult timp pe zona asta. Haideți să vedem ce se întâmplă pe aici. Aici, mergând paralel cu câmpul, nu întotdeauna o să găsiți atât de curat și de frumos, mai ales primăvara, sunt șanțuri foarte adânci, există pericol de alunecare și de, bineînțeles, one man down. Au o aruncătură de băți, de ploiești, ăsta e ăla care aruncă bățul, ne vedem un pic mai târziu, n-are rost această linie dreaptă să vă... țin în pedalele mele, mie și mie e greu, sunt bătrân. Vă salut, ceau, ceau!